Haideți să vorbim un pic despre eliminările de mâine, pentru că am văzut că se încearcă tot felul de strategii și am primit o felul de mesaje de la dumneavoastră. Este foarte simplu. Mâine vor fi eliminări directe și se vor vota fetele sau băieți. Eu îmi țin să cred că despre fete vorbim, pentru că dacă s-ar vota băieți, ar fi clar George cel incriminat și nu cred că are nimic cu el să plece în ultima săptămână. Și atunci vorbim despre fete, la fete se vor vota fetele care nu sunt protejate și anume Adina și Inga, ele sunt mai tot timpul pe ultimul loc. Dintre cele două fete se va alege una și va pleca mâine acasă. Această eliminare directă cu o săptămână înainte de sfârșitul competiției de moarea finală este clar o bătaie pe obraz gen uh, o rușine așa uh, și cred că este adresată a Adinei și simplu li s-a dat ocazia celor din casă să își dea un ultim vot uh, și să plece acasă cel mai nepotrivit concurent pentru acest moment al emisiunii Gândiți-vă că săptămâna viitoare vor urma proba cu de mireasă, vor veni părinții și așa mai departe și atunci un pion care vorbește mult la adresa unor concurenții nu prea este poftit în casa mireasa și din acest motiv se va vota Adina. Eu cred că are mari șanse să plece. Nu mi-aș dori, pentru că timp de trei luni trei luni jumătate s-au folosit de Adina și de tot ce ține de ea ca să se râdă și să ironizeze pe spatele altor concurenți. Iar acum, când roata s-a întors și acele lucruri demigratoare s-au întors împotriva lor, au început să că și ne pe atina gen să o scoată afară. Dacă tot a stat trei luni jumătate și și-a jucat fata rolul, a făcut tot ce a ținut de ea să fie deliciul emisiunii, eu zic că ar merita așa să ajungă în marea finală. Așa că dacă vă place Adina, vă sfătuiesc că să o votați, chiar dacă nu va ajunge în top 3, măcar nu va fi pe ultimul loc și nu... Așa ar mai avea o șansă să rămână până în marea finală. Nu știu, dumneavoastră decideți, dumneavoastră vă știți favoriții, știți pe cine doriți în casă, cine credeți că ar merita să meargă mai departe, pe cine vă doriți câștigătorii acestui sezon. Până la urmă, dumneavoastră sunteți cei care decideți, pentru că sunteți în majoritatea și atunci, hai cu domnești.